Deja au apărut toate echipele Team of the Season și, din păcate, nici urmă de jucători români, ba mai rău, nici măcar unul din Superliga României. Așa că, astăzi vom face propria echipă cu jucători de la CFR, de la FCSB, de la Rapid, de la Craiove și nu vom băga jucătorii care au jucat cel mai bine pe parcursul sezonului. Vom băga jucătorii care au prins cele mai bune carduri cu cel mai mare overall pe întreaga perioadă a sezonului din prima ligă Superliga României. Și începem rapid cu portarul, unde știu, nu mai e în prima ligă, dar a primit un card foarte bun Horațiu Moldovan astă iarnă la evenimentul Winter. Da, un card de 83, foarte mișto, rapidiștii sunt foarte fericiți, presupun. Și dacă nu știți jocul ăsta, practic pentru care rank 5 s-a făcut de 88. Și pentru care rank 5 avem și 5 puncte skill cu care putem să-l creștem și mai mult de atât. Îi vom duce diving-ul până la maxim, vom duce și shot stopper până la maxim și vom duce și passing-ul 1. La portar contează mai mult înălțimea și pe acolo e ok, plus câteva atribute, dar important e cum e în joc. Alte carduri speciale portari nu avem, așa că da, bine că a apărut moldovan cu cardul ăsta. Trecem mai departe la fundașul dreapta. E, aici vom băga un jucător care nu e chiar fundaș dreapta, dar va deveni după ce îi dăm câteva skill-uri. E vorba despre Manea, care este right wing back, deci îi place mai mult într-o formație cu 5 fundași, dar va face un fundaș dreapta, cred, destul de bun. Acum Manea are doar rank 4 și trebuie să-i dăm rank 5, îi vom da rank 5 cu încă o dublură a lui Manea cu rank 4, deci două carduri cu rank 4, cu rank roșu, practic te duc la un card cu rank 5 sau portocaliu. E, și vă spuneam, acum avem și acele 5 puncte pe care putem să mergem să-i le dăm și va mai crește un pic în atribute și pare nevoie să crească în atribute pentru că, după cum o să vedeți, cardurile bronz sunt destul de slabe, de așteptat probabil, dar vom crește balance-ul până la maxim, creștem skill-ul secundar, complet wing back și mai trebuie să creștem încă ceva, mai avem încă un punct, vom crește passing-ul, poate dă și el o pasă acolo și da, acum putem vedea și poziția secundară de fundaș dreapta. Nu prea seamănă la poză, dar da, cam așa arată fundașul dreapta, băiți. Vă spuneam, nu vă așteptați la niște carduri foarte bune, pentru că dacă e de bronz, probabil nu va avea foarte mult, dar destul de bun pe viteză și, da, sperăm să fie bun. Poate încercăm și echipa asta pe viitor. Stamina foarte bună, în mod surprinzător, și high pe defense, ceea ce e un plus pentru Manea, aici pe dreapta, dar da, 74 overall după ce l-am dus până la 5 rank. Trecem mai departe la fundașul stânga, care pare că și el va pleca din prima ligă românească, e vorba despre Radunovic de la FCSB, de altfel, foarte mulți jucători din echipa asta au plecat sau vor pleca, aparent. Bun, are deja rank 5, avem deja 5 puncte skill, așa că hai să-i creștem și lui un pic câteva atribute și văd că, spre deosebire de Manea, are defending, ceea ce e foarte bun pentru fundașii laterali și mai trebuie să creștem și al doilea skill, skill-ul secundar, dar mai întâi passing-ul, după care și no-nonsense fullback. Da, și cam astea sunt toate atributele, tot boost-ul pe care mai putem să îl dăm, să-i spunem așa. Chiar seamănă un pic în poză, dar da, cam așa arată la atribute, băiți. 70 și ceva, 80 pe la viteză, atribute bune pentru apărare, arată mai bine decât Manea, dar e și mai mare în overall, deci chiar nu e de mirare. La fel ca Manea, are high pe defense, mediu pe atac, deci teoretic ar trebui să stea mai mult în apărare, ceea ce e bine pentru fundașii ăștia de argint sau de bronz. Și da, ăsta e primul jucător de la FCSB, vor mai urma și alții, după cum o să vedeți, dar vă spuneam, jucătorii ăștia până acum care i-am băgat și că vor pleca sau au plecat deja din Superliga noastră. Trecem mai departe, băiți, și la fundaș, pentru că dacă tot l-am pus pe Radunovic, hai să punem un alt jucător de la FCSB lângă, ca să se înțeleagă bine, chiar dacă nu avem chemistry. Și da, îl vom pune pe Kirikesh de 76, 71 overall de bază, plus 5 pentru rank. Hai să vedem ce skill-uri putem să-i creștem. Defending, încă o dată, când vedeți defending pentru fundaș e super. No-nonsense fullback, foarte bun și ăsta dus la maxim, plus physical, pentru că na, orice fundaș are nevoie și un pic mai mult de fizic. Și da, seamănă foarte bine la poză, doar că e varianta 2015, când avea păr Vlad, dar da, vedeți foarte bine, are 49 la accelerație și 51 sprint speed. Da, 34 de ani au venit și oricum nu era cel mai rapid fundaș din istorie, așa că odată cu vârsta a scăzut și mai mult de atât. Păcat, păcat că n-a primit un card special să aibă măcar undeva pe la 70, pe la viteză, era mult mai folositor, dar măcar are 70-80, măcar pe la atributele pentru apărare. Stamina foarte puțină, probabil că trebuie scos la pauză, dar da, e cam cel mai mare jucător pe care putem să-l avem în prima ligă. Fundaș, mă refer când vine vorba despre overall, pentru că nu sunt
prea mulți 70 plus. Mediu pe atac, mediu pe defense, asta mi se pare foarte tare, injury prone, deci se accidentează foarte des și din păcate au nimerit-o pentru că de-a lungul carierei, cel puțin în ultimii ani, a avut foarte multe accidentări din păcate. Dar da, ăsta e Kirikesh, al doilea jucător de la FCSB. Și trecem și la primul jucător de la Craiova, e vorba despre Maldonado de la CSU Craiova, ăsta e al doilea cel mai mare fundaș în overall din toți jucătorii din Superliga noastră. Hai să-i creștem și lui un pic atributele pentru apărare, de la 69 l-am făcut de 74 cu rank 5, încă o dată, ca la Kirikesh, cam același lucru, mergem pe defending, mergem pe physical cu 1 și mergem pe no-nonsense central back. Poate juca și fundaș dreapta, după cum vedeți, dar fundaș dreapta suntem acoperiți, așa că îl vom lăsa pe poziția lui de bază, fundaș central. Seamănă un pic la poză, dar da, arată mult mai bine la atribute decât Kirikesh. Și mai rapid, dar și mai tânăr, cu vreo 8 ani, din ce văd eu aici. Deci, da, Maldonado, din ce am auzit, a jucat prin MLS și la Everton. Din păcate la Everton Chile, dar la Everton. Oricum, din ce am auzit, la Craiova se descurcă destul de bine. E un fundaș foarte bun acolo și probabil va rămâne. Hai pe defense, asta mi se pare interesant și da, fără injury prone. Cu toate că cred că a fost accidentat ultimele etape. Dar da, ăștia sunt cei doi fundași, cam așa arată apărarea, portarul pentru cea mai bună echipă din Superliga României. Trecem mai departe la mijlocaș și îl punem pe partea stângă pe Olaru de la FCSB, pare că se face aici o mică gașcă FCSB. Încă o dată, un card de 71 dus până la 76. Hai să vedem ce skill îi creștem. Vom duce passing-ul până la maxim, pentru că n-a trebuie să dea pase. Și physical, da, și skill-ul secundar care e playmaker, ceea ce îi stă foarte bine pentru că cam e playmaker. Și poate juca mai nou și cam, cu toate că acolo vom avea alt jucător. Dar, da, nu prea seamănă la poză, dar Olaru chiar merită să fie în echipa asta și cu overall-ul, da, și dacă ar fi fost pe bune pentru cei mai buni jucător de anul ăsta. Arată bine, băiți, 5 pe weak foot, foarte bună viteză pentru un 76, binișor și pentru atributele de shoot și pentru dribbling, ca să nu mai spunem stamină aproape plină, high pe attack, high pe defense, heel chop, dribbling. Da, chiar e prima dată când văd cum arată la atribute și chiar sunt foarte plăcut surprins de atributele pe care le are, deci păcat că n-a primit un card special, poate va primi până la urmă, poate pe la Euro, să primească ceva special, dar da, arată bine. Arată foarte bine la atribute și de-abia aștept să-l încerc. Ok, pe partea cealaltă am spus să mergem pe un jucător de la CFR, dacă tot era Manea acolo, să mergem pe Ciprian Deac, pentru că și el în continuare are carduri foarte bune, unul dintre cei mai valoroși jucători din prima ligă, trecut pe la foarte multe echipe pe afară și de foarte mult timp la CFR. Hai să vedem ce putem să creștem pentru el, pentru că are și el câteva atribute bune, dar cred că putem să creștem iar passing-ul, physical și dacă are, trebuie să aibă playmaker. Acum la Ciprian Deac vedem că poate să joace și mijlocaș, poate să joace și mijlocaș dreapta, dar cum nu jucăm cu mijlocaș stânga-dreapta, stă foarte bine pe poziția lui de bază. Seamănă? Seamănă, dar nu prea. Ok, la atribute arată binișor, evident că nu la fel de bine ca Olaru pe partea cealaltă, dar decent. Stamina aproape plină, 4 pe weak foot, atribute bune pentru viteză, pentru shoot. Nu știu cât de mult afectează trait-urile astea în joc de fapt, dacă e mai bun pe fines, dacă are fines shot sau nu prea, de obicei nu prea. Stă ok la atribute, vă spuneam, nu la fel de bine ca Olaru, dar la 38 de ani stă foarte bine, foarte bine chiar. Trecem mai departe la Cam. La Cam, un jucător care ne-a plăcut tuturor foarte mult. Trăiască evenimentul Winter, pentru că avem acolo vreo câteva carduri speciale, da, e vorba despre Budescu de la Faru. Cred că deja a plecat, dar în iarnă acolo era și bine că a primit cardul ăsta, pentru că, vă spuneam, nu avem foarte multe carduri speciale de pe la evenimente. Bun, pentru el, hai să creștem passing-ul, pentru că pe Cam trebuie să dea foarte multe pase și hai să creștem și dribbling-ul, pentru că chiar dacă e foarte bun pe dribbling, cred că are nevoie acolo un pic în plus de câteva puncte și pe evident, al doilea skill, creștem și playmaker. Văd că rămâne doar pe Cam, nu știe să joace alte poziții, dar da, arată bine la atribute, după cum o să vedeți. La poză nu prea seamănă că nu e chel, din ce știu. Acum, dacă credeați că nu se poate să fie un jucător mai încet decât Kirikesh, iată-l pe Budescu cu 36 sprint speed. Dar măcar la accelerație e mai rapid. Da, arată foarte bine pe shoot, foarte bine pe dribbling, ceea ce ne așteptam, și foarte bine pe pase, pentru că pe alea l-am crescut. 4 pe weak foot,
stamina nu prea, dar skill-ul foarte bun, la asta ne cam așteptam cu toții. Plus, ruleta. Acum văd că o grămadă de jucători au 35 plus din echipa asta, deci să sperăm că pe viitor mai băgăm și ceva jucători mai tineri. Da, ăsta e camul, trebuie să pasăm cu el mai mult decât să alergăm. Trecem mai departe și la atac. Și la atac mergem mai întâi pe partea dreaptă, unde nu avem foarte multe variante. Era Miculescu de 66, dar poate anul viitor. Pentru anul ăsta am spus să mergem pe Mailat, care e de fapt left wing, dar va juca în partea dreaptă, pentru că nu scade chiar așa de mult. După cum o să vedeți, după ce îl creștem, poate să joace și în partea dreaptă și nu va scădea chiar foarte mult. Și partea bună e că are dexteritate și o să vedeți cam cum arată la atributele pentru viteză imediat. Dexteritate pentru toată lumea din atac, dacă se poate, plus dribbling, evident, plus al doilea skill, skillul secundar și o să vedeți, pare viteză foarte bună. Evident că nu prea seamănă, oricum avea viteză foarte bună pentru un 68, dar uite cum arată la atributele pentru viteză, 80 și ceva. Mai tot timpul a avut viteză bună și anul ăsta nu dezamăgește mai deloc, arată bine și la atributele pentru shoot, cu toate că 3 pe weak foot nu prea ai vrea să șutezi cu el la poartă cu piciorul stâng. Bun și pe stamina, deci după ce are viteză mare, măcar poate să și alerge, probabil vreo 60-70 de minute acolo pe partea dreaptă e bunicel. Deci nu avem foarte mulți jucători de la foarte multe echipe. Da, uite și Botoșaniul, dacă e în chat acolo like, pentru jucătorul de la voi din echipă, bine că ați rămas în Superliga. Trecem mai departe și la, probabil, cel mai bun jucător din toată echipa. Încă o dată pe partea stângă, vă spuneam, e gașca FGSB și îl băgăm aici pe Florinel Coman de 88. Da, un alt card primit pe perioada Winter, de fapt de 83, dus până la 88, de-abia aștept să văd cum arată la atribute, hai să-i dăm dexteritate și lui, îi dăm și dribbling și încă o dată al doilea skill, skillul secundar pentru că am crescut la maxim dexteritatea. Florinel Coman trebuie să semene pentru că a fost scanat, da, seamănă și hai să vedem cum arată la atribute. Vă spuneam, e cel mai bun card din echipă și presupun că se vede, adică din toți jucătorii cred că e primul care depășește 100 la viteză, la accelerație sau la sprint speed. La atributele pentru shoot nu stă prea bine și din păcate doar 3 pe weak foot, dar vom folosi mai mult dreptul. Stă bine la atributele pentru dribbling, are și ruleta. Mă așteptam să aibă high pe attack, pentru că de obicei stă foarte mult în atac și nu prea coboară prin apărare, dar e ok până la urmă și cu mediu. Vă spuneam, probabil din toată echipa, sigur de la mijloc și din atac, e cam cel mai bun jucător după cum arată și am și jucat un pic cu el, chiar îmi place cum se mișcă. Ok, și atacantul cred că va fi o mare, mare surpriză, pentru că a primit un card special tot la Winter, da? Îl avem aici pe Chițu, de la FCU Craiova, unul dintre puținii atacanți 70+, plus, dar chiar 80 în cazul lui, crescut până la 85, pentru că și el, ca toți jucătorii din echipă, are rank 5. Hai să vedem la atribute ce putem să-i creștem mai mult de atât. Cred că vom merge pe dexteritate, pentru că are nevoie și de viteză, o să vedeți imediat. Și cred că vom merge și pe shooting, pentru că nu strică să aibă shoot-ul mai puternic vreodată. Plus, counter, skill-ul secundar, care mărește foarte, foarte mult atributele. Acum nu prea seamănă la poză, dar ne așteptăm. La atribute, până la urmă, arată bine. Parcă la viteză ar fi trebuit un pic mai mult. La shoot arată foarte bine. Din păcate, băiți, are 2 pe weak foot, deci n-ai vrea să șutezi cu dreptul la poartă, pentru că probabil va rata de fiecare dată. Acum, din câte mi-amintesc eu, în perioada noiembrie-decembrie, cred că juca foarte bine, cred că era chiar goalgetter în Superliga, poate ăsta să fie motivul pentru care a prins un card. Din păcate, până la urmă, cred că știți ce soartă a avut, a retrogradat împreună cu FCU la final de sezon. Da, poate nu atacantul cu cel mai mare nume din echipă, băiți, dar cam așa cred că arată echipa din Superliga României cu cel mai mare overall posibil. Să sperăm că pe viitor vor băga mai multe carduri speciale, mai ales pe la fundaș, dar asta e echipa noastră de 14 milioane și aproape 80 overall. Dacă v-a plăcut videoclipul, ideea, dați un like. Până data viitoare mai am și altele pentru voi, vedeți două pe ecran, dați pe unul, uitați-vă, numai bine prieteni, pa, pa!